este. Yes. Albert, unde te duci, mami? Mă duc în drum cu bicicleta. Gata, mi-e locut. Mami, mi-e hăgim. Gata, gata, nu plânge. Gata, mami. Ține-mi ăla. Ține. Mai ține. Așa. Mama vine. Acuși facem mâncare. Un portmoneu. Al cui este? Ce e aici? Doar aici? Wow! Bun! L-a pierdut cineva! Acum ai dat eu! Am luat bani! Ei, trebuie să iau și portmoneul! Mă duc să-mi cumpăr înghețată! Semințe! Yes! Yes! Gata, Melanie, nu plânge. Gata, ajungem. Gata. Portmoneul? Mila? Unde e portmoneul? Unde e portmoneul? Nu este. Nici la tine, Mila, noi. Unde e portmoneul? Eu l-am dat ei în mână. L-a pierdut. Înapoi. Oare unde a căzut? Aici am fost precis! Nici aici nu este! Nu sunt banii! S-o sun pe Cristina! Ce să fac? Acolo să vezi? Nu-i nimic. Și? O sumă foarte mare. Nu este. Și nici măcar nu era a mea. Vin acuși la tine. Salut, mama, plec în casă. Ce? Eu ți-am dat bani să-ți cumpere așa ceva? Azi plimbarea mea a fost foarte reușită. La tine a fost reușită, la Caterina nu. Mă duc acuși să văd ce face. Că plânge. De ce plânge? A pierdut o sumă mare de bani. Dacă ar fi banii ei, nici nu sunt ai ei. Unde a pierdut banii? S-a plimbat în parcul școlii cu Melania și a pierdut banii. Ce stau și eu, mă duc să o văd. Plânge. Parcul școlii? Da, mami, în parcul școlii, nu i-a spus lui Radu. Negru? Negru! Iată! De unde l-ai? Eu l-am găsit în parc, jos, nu l-am furat de la ea. Dar nici n-am știut că ce stă-l iei. Și mi-am luat ceva de mâncare. De ce ai umblat la bani? Ce contează-l cui este? Cineva a pierdut. Dacă nu este al tău, nu trebuia să pui mâna. Dacă l-ar fi luat un hoț, era să fie mai rău. Și dacă tu l-ai luat fără să suni persoana sau poliția, nu ești ca un hoț?
Nu m-am gândit la asta. Altă dată când găsești, să știi, sunăm poliția, ne uităm ce acte sunt, cine e proprietarul portmoneului. Da, mamă, bine, am înțeles. Unde pleci? Hai la Cătălina să ducem portmoneul, ha? Hai că ea face panică acolo. Cătălina, nu plânge! Ia ce-a găsit Albert în parc! E al tău? Da! Am luat doar 50 de lei, dar ți-i dau înapoi. Sunt toți banii. Ce bravo ești, Albert! Mulțumesc! Mulțumesc, Albert! Dacă tu ai fi fost în locul lui Albert, cum ai fi procedat? Această istorioară a fost una înscenată! O lecție de viață pentru voi! Noi vă spunem pe curând! Pa, pa! Pa!